Guys, eu sunt Gabi și bine v-am găsit la un episod de Free Fire și astăzi vom face un match mai special. Și da, zic nu un episod, ci un match, deoarece astăzi vom juca un match la squad cu un squad random, pentru că după cum știți, Gabi al vostru și-a șters cam toți prietenii și a rămas cu mai puțini, să zic așa. Și vom căuta un squad cât de cât ok cu care să jucăm. Ideea este felul următor, vom merge pick și, doamne ăștia, să facem cât mai multe kill-uri. Asta este ideea, să facem peste, nu știu, 20-30 de kill-uri tot squad-ul. Să fie gameplay, cum ar veni. Bun, vizionare plăcută, hai! Bun, și ne-am băgat și pe noi în minunatul acest avion, să-i zic așa. Bă, ideea este foarte, foarte simplă. Vom juca pe kill-uri. Adică vom merge în pic și, doamne ăștia, să facem cât mai multe kill-uri. Avem și români, Vasi, acolo, VIP, Vasi. Am văzut o grămadă de români prin lobby. Deci va fi un meci nebun. Să sperăm că va fi și un meci bun și nu numai nebun. Ideea este foarte simplă, trebuie să facem minim 30 de kill-uri tot squad-ul. Adică câte 10 kill-uri, măcar 3 din squad și e ok. Bine, 4 ar fi mai ok, dar să facem 40 de kill-uri e cam greu din 50 de playeri. Dar vedem ce o fi. Bun, bă, am uitat skin-ul, băieți. Deci am uitat skin-ul, băieți. Da, e ok. Ca idee mai trebuie destul de puține puncte să fac și Grandmaster. Chiar foarte puține puncte să fac Grandmaster, vreo 100 de puncte, ceva genul ăsta. Și poate le facem, nu știu, oricum, sezonul ăsta o să joc așa, gen, doar pentru Grandmaster să mă mențin acolo în el atât, în rest nu vreau să urc mai sus, că n-are niciun sens, bă, adică pe bune acum. Voi dacă ați fi în locul meu ați pușa mai sus, adică pe bune, până la urmă a trecut deja o lună din sezon. Și bine, aproape o lună. Și am abia 6000 de puncte. Next, avem player din Next, Maria parcă, nu mai știu. Și mi se pare că Maria era Grandmaster. În fine, bă, n-am ping? Bă, ok, mi-a deschis și mie cutia după un an. Am înțeles, nice. Și da, scrieți-mi în comentarii, bă, voi ce ați face, mă, dacă ați avea, nu știu, vreo 6000 de puncte acum. Ați mai pușat mai sus, gen? Sau doar v-ați menține Grandmaster? Salut, viața mea, ce faci acolo? Puișor, ce zici, bă? Viața mea. Mi-a furat kill-ul, bă. Bă, mi-a furat kill-ul, cred că. Am avut și kill. A, nu l-a furat, mă. Hai că am scăpat. Salut, viața mea. Ăștia salții, cred că. Ce tragem, bă? Bobiță, dă-le, bobiță. Nu contează cine ia kill-ul. Kill să fie. Nice. Să fie kill-uri acolo, la greu. Uite-l pe ăsta. Hai că a jucat bine și el. Tot nou, că Vasi a murit. Am înțeles. Au jucat bine, băieți. King. Bă, de ce își pun numele toți King, bă? King înseamnă rege, nu? Eu așa știam, rege. O să regi toți? O, poate tata. Piton. Bun, bă, ideea e să facem toți cât mai multe kill-uri. Și fără să murim, doamne ajută, că dacă murim e cam nașpa, că după aia nu mai avem loot. Așa, bun, bine că am găsit gloanțe. Perfect. Așa, bun. Dar nu știu cu cine joacă Next Maria, că știu că, în general, cam Next-ul, sunt cam Grandmasteri, cam toți. Adică dacă vă uitați pe regional, de la top 3 până în top 100, găsiți pe acolo o grămadă de Grandmasteri, care sunt din Next. Salut, viața mea! M-a bată o mama de ea vreun cap, când să-și ia și el două capuri cu schema, a pus cu tonul, bravo! Dai bobiță, dă-i! Ei, nu grenadă! Bă, micuța ta. Unde e, mă, ăsta? Mi l-a pus noc. Ce pui tu, mă, noc, playerul meu? Și mie chiar mă ia vreo, mă, încoace. Stai că nici nu mai mă știe, l-am amețit, săracul. Săracul. Unde ești, bă, Bobby? Nu încoace. Good jump? Nu, că good jump. Bă, ideea este foarte simplă, dacă nu auziți jocul. E o problemă destul de delicată cu căștile mele. Ideea este, bă, nu am noroc și cu asta basta. Știți că v-am zis eu, care sunteți fani mai activi, să zic așa, sau urmăritori mai activi, știți că v-am zis eu la un moment dat că, bă, mi-am stricat căștile. În fine, mi le-am prins la o mașină când am coborât dintr-o mașină și le-am cam stricat sau cam dus. Și mi-a cumpărat alte căști. Și m-au ținut. M-au ținut vreo 2 săptămâni. Că după aia rip, s-au stricat. Și da. Ideea e că nu prea pot să joc fără căști.
Și trebuie să joc cu el așa. Ideea este că nu prea se aude. Mi se aude destul de buzit. Și dacă o să se audă foarte, foarte buzit, la editare o să opresc sunetul la joc. Ideea e că eu aud acum jocul, doar că l-aud destul de încet. Sper să... și buzit. Dacă se aude și pe filmare buzit, o să opresc sunetul de pe joc la editare și nu o să auziți sunetul de pe joc. Aia e. Dar rezolv oricum. Dacă se aude buzit, o să văd ce fac de acum când filmez. O să încerc să joc fără căști, deși e destul de greu. Hai după player, bă, că am avea 4 kill-uri. Dar oricum, squad-ul meu au și câteva. Hai că cea mai bună mașină de pe joc, să mor. Ia e, deci ea e cea mai bună mașină de pe joc. 30 de playeri, hai că stă bine în momentan pe playeri. Avem destul de bunișor loot. Mine mă cam deranja zic XM8, ăsta n-aș vrea să joc cu XM8, dar... cred că ar fi mai bun unui pic oriceva. Sau un Dragonov, da, las. Uite playeri. Salut viața mea. Mamă ce fuge ăla. Bă! Da, în mers la distanța aia sigur îi fac eu schema cu X-Noto dacă e. Du-te bă, du-te, du-te. Eu dorș pe ăsta. One down. Ok. Și ăla s-a tot dus, genule. S-a tot dus. Și cred că... da, cred că fuge, cred că se duce. Ori ne așteaptă după glu, dar șansele sunt destul de mici. Ori a cam fugit. A, ba nu mă uit la cum a fuge. De ce n-a fugit dinainte, nu știu. Bă, ce fuge, bă! Ia că le dă revive. Dă-le, bă, revive, că mie convine. Hai, mă, le dai? Du-te! Hai că ai scăpat, bravo, du-te și dă revive. Dacă nu te omoară Bob. Aha, l-a omorât Bob. King Pro. Băi, da, bă, naibă, e și rege și pro. Deci e pro-rege. Regele pro. Regele pro-player. Încă 26 de playeri. E bine. E bine, până acum n-a murit nimeni din squad. E tot o forță. Bă, dar n-am văzut cu cine e Maria, bă, din Next. Că aia vreau să vă zic, că Next-ul de obicei ies foarte mulți gramasteri și foarte mulți regionali. Și vreau să văd dacă cunosc pe cineva. Dar văd că ori joacă cu random, cred că joacă cu turci sau ceva. În fine. Good jump, 4, piton. Totul piton abia e la 250 de metri. Pitoane, ce cauți acolo, pitoane? Bine, și așa, noi ca scoas suntem foarte uniți, după cum se vede. O jucăm extrem de uniți. E bine, bă, eu am 5 kill-uri. Dacă mai fac ore 5, eu încă fac treaba, să zic așa, vreo 10 kill-uri. Uite turcii, bă. Uite turcii, bă, ce fac kill-uri turci. Tăva, mă, micuța voastră de turci. Turcaleților! Turcaleți. Turcaleți, turcaleți. Ia uite turcii, cu ipicorul. Lăsați kill-uri turcilor. Dar bine, că oricum își deriva că e zona mare, rău de tot. Abia e prima zonă. Și sincer, pentru prima zonă sunt destul de puțini playeri. 23. Dar, v-am zis, își dau revive. Nu-i problemă. Good jump, good jump. 3 cu 4. Bă, hai, bă, nu mai dau de niciun player, vere. Bine, mai sunt și puțin, bă. Băieții, unde stați, bă? Dar trebuie să dau de player, stați așa. Să dau de player acum când mă unesc cu squad-ul. Prin pic sigur sunt. Că ideea e simplă, turcii se duc, lutează undeva departe, tot squad-ul unit. Și după aia vin pe player, mai ales când vede că mai sunt destul de puțin player pe mapă, vin un pic. Și acum după calculele mele ar trebui să fie cam prin pic pe aici, prin Masaki, pic, prin părțile astea ar trebui să fie. Deci ar cam trebui să dăm de player, dar în momentan nu aud, nu se vede, nu se aude nimic. E tot atât de chill. E o liniște de aia mare, parcă prea mare liniștea să mor. Dar mă duc spre mil. Că un pic nu-i nimeni, că-i scoadă meu un pic. Mă duc spre mil. Uite piton, văd și-a luat puțin damage. Pitoane, mori, bă, ia uite-l pitoana meu. Pitoane!
Hai că până ajung eu acolo, oricum moare tot squad-ul dacă e să... Iute. Ori moare, ori bate până ajung eu acolo. Bun, 22 de playeri. Mă rog că nu prea îmi place, bă, n-am mai dat de playeri de multă perioadă. Nu prea îmi place. Uite, aș da revive. Aba nu, e drop-ul, ce prostus. De la distanță părea lumina aia mai albă, așa nu știu cum să vă zic. Bun. Piton iară kill. Piton are și el 5-6 kill dacă nu mă înșel. Salut viața mea, unde te duci? Săracu. N-avea viață. Aaa, l-a ciubit ăștia mei de pe munte, e ok. Nu știu dacă i-am furat cuiva la cuiva kill-ul, dar... Aie. Un meci mai prost. Știți vorba aia, un meci mai prost, dar nu știu cine a inventat vorba asta, mă, cu un meci mai prost. Chiar nu mai știu. Nu ești mai prost. La Radu parcă am auzit-o prima dată eu. Dar nu știu care a, de unde fi auzit-o el. Bun, mamă. Încă 17 playeri, bă, hai, bă, măcar să fac și eu 10, 11, 12 kill-uri, cât am și eu noroc. Help me, 3-ul. Da, cât de scurs tu, băbiță. Uite turcii ce fac kill-uri turcii. Tă-vă, mă, micuța, vată de turci. Turcaletelor! Bă, dar Maria n-a mai făcut, mă, kill. Next, Maria. Uite gâlgâl. Am găsit gâlgâl, băieți, am 6 gâlgâluri. Gâlgâluri. 6 gâlgâluri. Încă 15 playeri. Ai, cam, mai sunt 11 fără noi, cum ar veni. Mă, nu știu câte kill-uri au băieții mei. A, le-a dat revive, am înțeles. Din 15 sau 18. A dat revive 1 la tot squad-ul. E forță, dați-i o bărivai, nu... Cu cât mai mult scoate, mai bine. Iar a murit unul. What? Stai, cum îl chema pe ăla, mă? Mi se pare că ăla e de pe regional, Johnule. Dar gen sus, și îl știu, că l-am avut la prieten, dar nu sunt sigur dacă e ăla. Dar după inițială și nume Ștef, parcă îl chema. Ia, dacă ar mai face un kill... Bă, dar n-am fost atent, bă. Și s-ar putea să fie cu Nexto. Da, nu știu ce să zic. Știi cum mai jucam înainte cu el. Bun. Încă 17 playeri. Își dau aștept revive. În continuu. Da, bă! A murit, bă! A făcut și el un kill și după aia a murit. Bă, e pe regional genul ăsta. Nu mai știu pe cât e, mă. E în top 10 oricum, în top 10 e, pe 6 sau pe 7 regional e ăsta, bă, îl știu sigur. Mamă, să vezi acum bătaie ce bătaie o să fie în finală, stai să vezi. Dar n-are multe kill-uri, are un kill sau două. Uite și Vasie, cred că tot cu el e. Salut viața mea, ce zici? Ce caos tu aici? Săracu, n-a mai avut timp de reacție, ești nebun, nici de crono, nici de glue, de nimic n-a mai avut reacție. Batu. Mamă, câți playeri. Batu îl chema pe ăsta. Ăștia storcii, fii antenă din dreapta. Storcii, mamă, câte gluri. Hai că multe al naibii erau două gluri. Turcaletelor, ce ziceți, bă, turcalăilor? Turcalăilor. Mamă, ce se bat turcii. Păi, vreau și eu un kill, ciordales pe acolo un kill și eu ceva, nimic? A, unul loc. Ciordales și eu, hai că ciordales. A făcut turcalău, kill, audi. Au de turci ce fac kill-uri, ei, v-am zis. Tău fac mama voastră de turci. Ia veniți bancoa. Ăsta nu era cu ei, cred că. Da, nu era cu ei. Ăsta-i turcul, fii antenă. Turcul ăla periculosul, ia vreau ocoa. Ești bun rău de tot. Săracul, direct în glanțele mele a venit. Aute turcul. Turcaletele. Hai că am 9 kill-uri, e bine, bă, păi mă fac eu un kill, două până la sfârșit. O, pitoane, ce fac cu joc, pitoane? L-a omorât pe turcaletele alalt, pe colegul ăsta. E bine, l-a omorât cu grenada, mi se pare. Bă, dar trebuie neapărat, bă, să-l prind pe Ștef, bă. Dacă-i de revive. Mamă, e pe top? Dar nu mai știu pe ce top e. Știu că l-am la prieten înainte să-l șterg toți prietenii. Știu că l-aveam înainte la prieten. Dar nu cred că mai am. Are vreo 18.000 de puncte, parcă.
Bob a făcut kill, iar mamă, dar avem kill-uri, bă, fiți antenă, că avem kill-uri. Cred că avem 30 până acum. Sau nu, nu știu, habar n-am. Mai sunt decât 6, boi, player. Tăia, bă, cap, nu Corona, de ce-ți place ție Corona? Maria, tu ești, next Maria, fii antră dacă nu ia. Stai, nu da. Că-ți sparge capul, găbițu. 10 kill-uri cu ăsta, bun, perfect. 10 kill-uri, 10 kill-uri și rămânem în 5, 4v5. Bun, bun, 4v4, gata, aia e. Pitoare, ce fac în joc, muri în zonă? Ta, pitoana mea. Păi și mai sunt ei, fii antână, piton eliminate. Bun. Mai sunt ei 4. Uite-l în casă. Sare capul la băiatul, a sărit, s-a dus. Nu pot să-i dau finish. Sper că nu-i de revive. A murit și Bobă, nu-i bine. E 4v2. Și sunt ei, fii antână, sunt românii, sigur. Sau? Sau nu se știe. Ia dar revive la 1, bă. Aș putea și eu să le dau revive la ei dacă pot să mă apropii destul de mult. Încă 4 playeri. Salut viața mea, ce faci acolo? Ui, săracu. Săracu. Săracu Zeus. Bun. Un card de 90, îți crănut, cronu, ăștia-s rămânii, 100-100, da, după glu, rămânii, fie întâlnă. Mario, tu ești Mario, a murit iară turcul. Nu era el, bă, nu era rămânii. Hai! Bă, iară le-a dat revive vere, uite că-ți plec. Toți, mă, micuța ta, ia grenadă, mă. Dacă nu mor de la grenadă, oare capul ce-ți dau? Hai! Bă, le-a dat revive la toți 3, bă, uite, în aer, bă, toți 3, mă jur. Mă pat, ai ce capenalul ăla. Bă. Băieți, îmi pare rău, am sorry, nu mai am bănuți. Ia bă, sunt românii până la urmă sau nu sunt românii ăștia ultimii? Tu, mă, micuța voastră. Revive vere, deci n-ai cum. Deci nu, deci fii antena aici ce le facă sunt românii ăștia, e Ștef. Și ăsta e pe top, e în top 10 oricum, vă arăt după, dar e în top 10, 100% e în top. Uite, Ștef. Bă, mi l-au omorât pe Bobs, mamă, să vezi ce-i fac. Mi l-au omorât pe Bobiță, bă. Sau pe Pitbull, cred că pe Pitbull. Fii atent aici ce le fac, acolo sunt amândoi. Hăța și a doua face minuni, fii antenă. Ăla e Ștef, ăla în alb, fii antenă de nu-i ăla. Toți mă micuța ta că-ți par cap. M-a luat din dreapta. Hai că e ăla în ochi și ăsta n-are armă, bai, nice, nice. Bun, 14 kill-uri și sunt curios cât am pus squad-ul. Oricum peste 30 eu zic că am avut, bă. Dacă nu măcar 30, oricum am avut, dă-le mama lor de kill-uri, că am avut numai eu 14. GG, bă, dar vreau să vedem cine e Ștef, bă, dacă e la care am zis eu, dar ăla e. Ăla în alb, eu ăla zic că e. Ia de ce s-a întâmplat, 14, 9, 4, 5, 32 de kill-uri, 32 de kill-uri, băieți. Hai mă, că am făcut target-ul, bă, de 30 de kill-uri. Like-uri nu prea am avut. N-au vrut, bă, n-au fost generoși românii, bă, să ne dea like. Doamne... N-au fost generoși românii, bă. A, în fine. Bă, stați așa, am zis că vreau să ne uităm. Fiți antena aici. Stai. Țac, regional. Top 4. Ștef. Top 4 regional. V-am zis, mă? Eu când v-am zis, bă, știam eu, mă, ce știam. Are, bă, ești nebun, are 18.888 de puncte. Dar nu cred că ești la maxim, bă. Uite, era exact ăla în alb, care am vrut să-i dau ca cuvăritoare și m-a luat din dreapta. Exact aia care am zis eu. GG, bă. Da, bă băieți și fete, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram. Eu am fost Gabi și până la viitoare, v-am pupat de nu vă vedeți. Ciao!